Salutare, bună dimineața, bună seara, bine ați venit. Și bună dimineața din nou. Da, eu nu știu ce caută el aici. Dar, așa ne-a pus cheia împreună. A zis, bă, voi doi, deci, parcă semănați. Aveți aceeași dată de naștere, da. Aveți același telefon, aveți același ceas, aveți același anorac. Voi doi trebuie să faceți ceva împreună. Motiv da. Pentru care ne-au trimis în Portugalia da. Să filmăm EV3 Diesel, CRDI. CRDI, vorbeam noi pe drum, da. Acesta este nou EV3 CRDI, CRDI. Pe platformă dedicată de mașină electrică. De mașină electrică, evident. Glumă, mai glumă, dar să știi că mașina asta e mai ieftină decât un CRDI. Dacă, decât un, fii atent, cât e în Portugalia, că încă se mai vinde, Sidu Diesel. Nu, ex-Sidu Diesel. Că asta e. De acolo e, spun eu. Acolo. De acolo. Scătând telefonul, verifică automat, preț. Automat, știi? Automat, corect. Automat, exact. Că și asta e mașina electrică automată. Ciprian, Ciprian de la EcoDrive, doamnelor și domnilor, îți mulțumesc că vrei să faci parte din acest clip și dacă vrei să știți ceva, poza de thumbnail a fost real. I-am dat din greșeală un pic în gură. Da, s-a auzit. S-a auzit dinte așa. Deci zice, bă, nu m-a durut. A fost ok. Adică vrei să spui că eu n-am forță? Adică vrei să mă faci la... Nu, ai forță. Da, noi am mai fost împreună și la prezentarea statică a lui EV3, dar acum o conducem. Și multe alte locuri. Motiv pentru care acum vom arăta mașina. E versiunea cheală. Asta îmi place mie, că e versiunea cheală. Doamne, ce m-am bucurat când am văzut că e versiunea cheală și adu-ți aminte că în video meu ai apărut tu și te-am întrebat care trebuie să fie prețul la mașina asta ca să fie un succes comercial. Da, și tu ai zis? 29.900 cu rabla. 29.900 cu rabla. Deci fără rabla, 35.900. Cam, nu, 34.900. 34.900. Asta e 35.900. Asta e inflație. Inflație. N-ai ce să-i faci. Da, e versiunea cheală. Tot timpul ziceți că prezinți versiunea a scumpă, știi, zici că mașina îi pleacă de la, dar tu prezinți una care de două. Uite, versiunea. Uite, versiunea, dar știi de ce? Pentru că producătorii pun toate opțiunile pe o mașină, te duci la o prezentare internațională și vor să arate toate opțiunile. Normal. Și de data asta Kia zice, bă, da, mașina aia de bază cam are tot, înțelegi? Da, păi exact, dar asta e versiunea de bază, da. Bine, ne-au pus bateria mare, că na, asta e the highlight, dar în rest mașina da, nu se vede că e mică sau mare. Da, așa e, mașina tot cheală e, da. În principiu. Hai că am lungit destul de mult intro-ul. Hai, ce se întâmplă? Eu te filmez și tu vorbești? Nu, mă, nu, zi, mașini cu Luci Popa? Mașini cu Luci Popa, gata. Începe. Începe. Da. Dar înainte de toate, avem cea mai mare reducere ever pe car vertical. Black Friday cu reducere de 30%. Această ofertă este disponibilă între 22 și 29 noiembrie dacă folosești codul BF. De la Black Friday, simplu. BF, codul pentru 30% discount pe car vertical. Cu un raport car vertical afli dacă mașina a avut kilometri dați înapoi, dacă a fost lovită, dacă a fost taxi, dacă a fost mașină de America, dacă a fost inundată sau dacă s-au ascultat manele în ea. Așa că profită de oferta asta de Black Friday și obține 30% discount pe car vertical cu codul BF. Kia EV3, ce este? E un SUV sau crossover compact? Cum îl numești tu? Ei spun un SUV compact. Ei spun un SUV compact. A combinat ce ai zis tu cu... Da. Așa spun. Oficial termenul... Oficial nu există crossover. Crossover e doar marketing. Știi, pe când SUV-ul este clasa din care face parte mașina. Dimensiuni? Uite, dacă ești acolo. 4,300 m. 4,300 m. Deci este cu atâta mai scurt decât un Niro. Da. Okay. Dar fii atent. Ampatamentul e la fel ca Sportage. Ca Sportage, da. Bine, odată ca deci să... vezi cum s-au schimbat la electrice treburile. Păi ampatamentul trebuie să fie mare ca să aibă loc bateria și da. Ca să câștigi spațiu interior. Hai să vedem partea asta frontală, emblema nouă. Îți deschid francul? La EV6 nou, da, deschide francul. La EV6-le nou, ai și o dungă aici între faruri. Aici văd că nu ai. Și fii atent, aprinde și faza scurtă și faza lungă și dă și o semnalizare ca să vedem. Faza scurtă, faza lungă. Ok, faza lungă și semnalizare. Observăm luminile de zi. Astea sunt LED-urile simple, normale, de bază. Și ceea ce avem la mașina asta, care este accesorizată și este versiunea mai puternică, sunt farurile Matrix LED. Nu mai puternică, mai dotată. Farurile Matrix LED. Designul e curat. Îmi place culoarea asta albastră. Știi că vopseaua este și ea ecologică la mașina asta. Am uitat să spun în video meu, dar într-adevăr e super ecologică și îi spun aici că aici în față vedeți grila Tiger Nose Grill. Tiger, vezi? Tiger Nose, nu e Tiger Face acum, e Tiger Face acum. E Tiger Face, că da. N-am mai văzut nasul, adică nu mai e... Nu da, știu. E doar face acum. Adică trebuie să vă imaginați un tigru. Da. E cam greu, nu știu. Și fii atent aici. Ia. Stai așa.
Deci avem aici o limită. Dar fii atent, uite cu un deget. Vrei să știi ceva? El are 25 de litri sau cât are Franco ăsta? 25 de litri, da. Mă așteptam să fie un pic mai mare. Când văzut și acolo, mă-l văzui, mă zici că e, zici că e o liță. Știi? Da, mă, la o liță. E mică, dar fii atent. De exemplu, aici pui cablurile de încărcare. Eu în Franc țin așa, cablul de încărcare și de obicei lichidul pentru parbriz. Da? De obicei, da. Cablul de încărcare n-ai unde să-l pui în spate. Ți-a, vor îl pui peste bagaje. Aici e numai bine cât să pui... Nu, ai dreptate, pentru cabluri e suficient. Dar de ce ții lichid de parbriz aici? De ce nu-l pui în rezervorul pentru lichid de parbriz? Pun mă și pui și acolo. Și eu credeam că tu vii cu lichid de parbriz și stropei, îl arunci acolo. Așa, pe acolo. Nu, dar asta e foarte bun pentru, pentru cabluri. Este și îmi place că, uite, ai capitonaj aici, da? Și o să ajungem și la portbagaj. Uite. O să vorbim. Bă, opa. Asta nu văzusem. Nici eu n-am văzut. Și nici eu nu s-au laudat. Da. Capitonaj la... Până și vopseaua, da, capitonaj la capotă, până și vopseaua, bă, și, ok, nu te aștepta să ai, dacă ai Franc, nu o să ai niciodată băț. Exact. Ei, asta da, trebuie să știe lumea, dar da. Și uite, de aici se conectează, se deconectează da, bateria. De urgență. De urgență, da. Dacă vrei să deconectezi bateria, ai fost într-un accident, e frică să nu explodeze bateria, de aici e... Da. Bă, dar la astea cu LFP mai e chestia asta, că LFP-ul și că nu arde la fel. N-am auzit niciodată de vreun LFP care să ia foc. Nicio. Și chiar în incidentul ăla, știi că a fost o grupare din asta extremistă care a dat foc la mai multe mașini electrice, da, în Germania, s-a întâmplat, e știre, puteți să căutați. Deci chiar au luat... s-a descoperit. Da, 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 au dat foc. Ei au și recunoscut, au dat foc la mașină, au luat foc toată mașina și bateria n-a luat foc. Da, LFP-ul. Exact. Deci, nu mai e cum. Asta nu e baterie LFP, nu e NMC. Este. Da. Adică nichel, magneziu, cobalt. Cobalt. Ai densitate mai mare, pe un spațiu mai mic. Da, uite, de exemplu, îți spun din experiență. Eu am avut baterie NMC la Kia Soul. Da. Kia Soul EV, 30 de kWh, mașina are 150.000 de km acum. Da. Deci gândește câte cicluri de încărcare multe a avut mașina aia, foarte multe. E bine, asta, bateria este de două ori mai mare. Și n-am niciun fel de probleme cu mașina, merge în continuare. Deci da, poți să zici că bateria ține 300.000, 500.000 de km, nu știu, cât vrei tu. Cât vreau eu, ok. Avem și cheder aici, diuzele sunt aici, nu sunt integrate, bine, la gama asta de preț nu te aștept să fie. Ok, hai să arătăm jantele întâi și am arătat partea frontală. Evident, aici avem grilă aerodinamică din aia activă, știi? Da, da. Când mașina are nevoie, trebuie să spunem, senzorii de parcare. Pe versiunile superioare aici apare o cameră pe undeva, pe bara frontală, asta. Da. Noi aici am vrut versiunea cheală. Cheală, exact cum sunt. Exact cum mi-aș lua eu. Cum sunt și eu. Tot timpul stresez pe Cătălin, prietenul nostru de la Kia, să-mi dea mașini. Bă, dă și mie jante de tablă. Mașină cheală. Da. Și mie jante de tablă. Bă, n-am. Am un GT Line extra full cu detalii. Exact. Și care mai are în plus și altceva față de full. Da, față și costă 150 de mii. Ok. Asta de aici. La GT Line e glossy. E glossy, da. Vrei să știi ceva? Arată mai bine așa. Asta zic și eu. Arată asta mai mi se bine așa. Deci fii atent, mașina asta de bază are foarte lucru, foarte multe lucruri foarte mai lucruri tari. Multe. Foarte multe lucruri mai tari decât pe versiunea GT Line. Exact. Și hai să spun ce îmi place mie în plus față de versiunea GT Line. Fii atent, jantele astea nu au căpăcele din alea de plastic, cum au la versiunea de top. Ai dreptate. Am dreptate. Și sunt pe 17 și uite ce balon gros, uite ce talon gros, 60. Mie îmi place cu pe 17. 60. Mi-e place și, pe 70. Și mie. Dar ai văzut ce confortabil e? Și mai ieftine anvelopele, doar că diferența este că astea au anvelope Kumo, celelalte aveau Hankook, Icept, Ion, da, seria nouă. Da, electrice. Astea sunt niște Kumo Extra. Extra, da. Extra, Kumo Extra, care sunt niște anvelope bune, chiar sunt. Și nu sunt niște anvelope dedicate pentru modele electrice. Pur și simplu sunt off the shelf. Off the shelf, pur și simplu. Pentru că, da. Na, nu ești, nu mă pricep la nu astea. O să, adică nu sunt construite special pentru electrice, sunt off the shelf pentru că sunt un pic mai ieftine și nu o să-și cumpere multă lume versiunea de bază. Și atunci le-au pus pe astea. Așa, vreau să văd doar unde sunt făcute. Da? Pentru că, unde e făcută mașina asta? Asta e în Coreea, nu? Cred că da. Cred că în Coreea și s-ar putea să producă în Europa din 2020. S-ar putea să producă în Europa, da. Asta am uitat și eu unde e făcută. Și mașina vine din da, Coreea. Asta este coreană 100%. Uite, avem montantul negru, glossy aici, chiar și la versiunea de bază. Da. Asta din rațiuni de design a fost făcute. Hai pe partea ilaltă, dacă tot o luăm din față până în spate. Hai să vorbim acum tot ceea ce înseamnă motor, charging, baterie, charging și alte asemenea. Type 2? La? 11 kW. Și urmează? 22 din? 2026. Mamă, bun, ce știm lecție. Așa. CCS? 128. Cât? 128 pe bateria mare. Pe bateria mare și 110 pe bateria mică. 101. 101, așa. Tot 101. Un... Ce da, bine tot că suntem amândoi. Da. Doamne ferește, 101. Bateria mea. Dar, ce este important? De la 10 la 80%, cât au zis? 30 de minute. 31. 31. 31. 31 de minute, dar...
Știi care e media, care e curba? 10-80% este 105. Fii atent, foarte interesant. O să spuneți în comentarii. Da, dar acum mașina încarcă cu 200, cu 300 da. De kW, cu... Da. Bine, alea super performante. Da. Și nu-i luăm apărarea astea. Nu-i luăm apărarea astea. A spus cineva la un moment dat, un jurnalist a întrebat, dar de ce nu are 170? Da. Bine, de ce nu 175? Puteam da, să spunem. 200, da. De ce nu 200? Și a spus așa, bine, dincolo de raționamentul de cost, dar chimia bateriei ăsteia o face să încarce constant și repede, chiar și la temperaturi de 5 grade. Da. Adică scăzute și nu mai încălzește, nu mai precondiționează bateria. Că și ăla e consum de energie, nu? Și ăla e consum. Și atunci au zis, ok, deci mașina asta așteaptă-te să scoată un consum foarte bun iarna. Pentru că noi avem majoritatea, adică iarna temperaturi acolo, 0,5 grade. Uh-huh. Când ajungi la minus, deja, ok, precondiționează bateria și așa mai departe. Dar este interesantă chimia bateriei. Și deci... mai e un... Da, este interesantă chimia și mi-au spus că, da, avem 128 maxim, dar la 5 grade sau 0 grade sau minus 5 grade se încarcă acolo mai repede decât alea care încarcă cu 170-175. Exact, exact. Exact. Și curba e foarte bună. Deci, da, să ai 105 media de la 10 la... Practic încarcă cu... 424 de kilometri în jumătate de oră. Ăsta e. Da, mă, să fim serioși. La putere maximă de 128, da. Adică e ok. Bateria, am spus, este un NMC cu chimie nouă, densitate nouă, 81,3. Da, brut la versiunea. 78 util, folosibil, 78 util, să zicem. 58 la versiunea mică. 58 să nu uităm, dar e brut. 55 util, să da, zicem, adică pe acolo. Cât un ID3 mediu, știi? Da, ID3, da. E un pic mai mare decât un ID3 mediu, că are 62 cu 58. Deci da. Asta este bateria. Nu știu garda la sol, dar cred că este limitată de baterie. Tot ce au făcut oamenii ăștia, deci apropo, este construită pe platforma eGIMP, cum îi zic eu, eGMP. Da, eGMP. eGIMP, dar e pe 400 de volți, nu e 800 de volți, pentru că 800 de volți este rezervată pentru mașinile mai mari. Dar aduți aminte că aseară la conferința de presă ne-au prezentat motorul care e mai mic, cu ansamblu invertor, reductor motor, toate tot. Foarte compacte, sistemul de climatizare cu pompă de căldură, HVAC-ul ăla cu pompă de căldură care e opțională, dar nu știu cât e. Și care face heat scavenging, adică ia căldură de baterii, de la motoare, de peste unde tot, poate. De unde poate și o unitate foarte mică și ușoară. Și fii atent, ci că ne dă 6 km. Ne dă 6 cm în plus. Aici, la locurile... De la picioare. De la picioare, da. La spațiu pentru picioare în față, da. Din cauza acestui lucru. Pentru că sunt toate super miniaturizate și sunt făcute foarte bine să reducă... Cum se numește? NVH, Noise Vibration NVH și Harshness. Da, okay, toate astea. Ok, trebuie să... Putem să spunem că s-au inspirat de la Tesla? Adică sau suntem plătiți bine și atunci trebuie să... Nu putem să spunem. Nu putem să spunem că s-au inspirat de la Tesla. De cine suntem plătiți? De Tesla sau de Kia? Că n-am înțeles. Tu de Tesla, eu de Kia. Am înțeles. Tu de amândoi. Eu de amândoi. Deci nu. Da, s-au inspirat, dar fii atent. Uite Bjorn, norvegianul, știi? Da, singurul norvegian. A făcut teste la pompele de căldură. Cele mai eficiente două pompe de căldură au fost pe Tesla Model 3, da. Până la mașina asta, da. Și pe Kia Soul EV 2017. Deci gândește-te că asta are potențialul să fie... Să bată, da. Da. Și vrei să știi ceva? Noi am mers ieri când am condus și eu și eu scot consumuri din astea fabuloase. Am mers cu aceu pornit pe autostradă și oraș și de toate. Și te-ai și jucat. Și m-am și jucat. S-a jucat. Deci m-am vă jucat. Zic eu. Am scos 12,1. Și făcea numai așa pe viraje și cu regenerarea. Nu, că acum te dau în gât. Cu regenerarea mică s-auzeau padelele de parcă schimbai la Formula 1. Se făcea. Da. Asta înseamnă antrenament. Exact, dar mie îmi place cum mergi. Da, da, mi-a plăcut. Dar nu, serios, îmi place. Adică merg cu alți jurnaliști, nu le dăm nume cum ar veni ceilalți. Așa. Și dacă folosesc o dată padelele alea. Păi cum să nu folosești padelele alea după volan? Păi alea-s minunăția, e plăcerea condusului la electrică. Așa e. Și acum au băgat o funcție nouă. Deci înainte avea așa, regenerare adaptivă din aia de ține distanța aia și regenerează. Corect, toate. 3 trepte sau 4 trepte, 0, 1, 2, 3 de regenerare. Da. E, și dacă țineai apăsat pe padelă, aveai iPad-ul ăla să folosești One Pedal Drive. Acum... Dar ce se întâmpla? Regenerarea era maximă la iPad. Era maximă la iPad, da. Adică ca să oprească mașina de tot complet, tu puteai să faci doar pe cel mai înalt nivel. Doar pe cel mai înalt nivel. Acum, indiferent de ce mod ai, poți să folosești One Pedal. Și cu regenerare 1, mașina o să încetinească lent, dar se oprește. Băi, e foarte tare asta. Este să știi că am mers cu ea. Da? Și am testat-o, da. Am mers azi dimineața. Azi dimineața am mers 10 minute, deci... Da. O să mai mergem și noi am fugit așa puțin. Să ne distrăm. Asta e un da, lucru foarte bun. Tare. Pentru că nu mai trebuie să faci chestia asta. Dar ce-mi place mie, e o chestie, nu știe multă lume, la modele Hyundai Kia Genesis, că am mers cu Genesis electric, da. Ți-a apăsat pe padela de regenerare maximă, da? Da. Deci dai regenerare maximă, ai pedal la alea vechi, nu știu cum e la asta, ei, și mașina se oprește, dar nu se activează auto-hold-ul.
Ea se oprește și rămâne așa, o ține din frâna... Regenerativă? Da, o ține din regenerativă. Nu știam asta. Da. Nu știam. Nu se activează autoholdul. Dacă vrei să activezi după autoholdul, poți să-l activezi. Adică da, nicio problemă. Da. Da, dacă obții același rezultat, nici nu mai e nevoie să-l activezi. Nici nu mai contează. Exact. Hai să... Bun, am zis de încărcare, baterie, motoare, 204 cai. 204 cai toate. Toate, cuplu? 283 cuplu. Exact. Dar fii atent. Am mai găsit ceva, o informație. Viteza maximă nu contează, 170. Cât are? Pariu că prin mai mult? Eu am prins mai mult cu mai multe. Da, fii atent, Kia te păcălește, îți dă valori mai mici decât mai în realitate. Mici. Suta cât a fost? 75, 77. 75 la aia mai mică, că e mai ușoară bateria, mai mică, 77 da. Pe aia la altă. Dar la fel, și aici e păcălitoare. Și hai să spun o chestie, indiferent de capacitatea bateriei, puterea bateriei e 170 de kW. Asta înseamnă că mașina care are 150 de kW, 204 cai putere, s-ar putea duce până la 200 și ceva de cai putere. Deci corect. 250 de cai ar putea fi. Ei, întrebarea este, la versiunea GT, că o să fie o versiune GT, o să schimbe puterea bateriei? Nu o să schimbe puterea bateriei, GT o să fie doar cu bateria mare. Uite, fii atent, facem prognoză acum. Facem prognoză. Deci cu cât e bateria mai mare, cu atât poți să extragi mai multă putere într-un asta moment. Dar asta e limitată la 170 acum? Asta exact. Și ea poate mai mult, dar ea e limitată cât bateria propriu-zis. Da, bateria propriu-zis. Și dar și de ce? Pentru că la 204 cai, înainte Niro, dar de fapt și Niro de acum, dacă se duce lumea să facă un test drive cu Niro, are 300 și ceva de Newton în cuplu. Și ce face Niro când accelerezi? În orice treabă, în orice aderența. Rupe de nu se poate. 204 cai cu 200 și ceva față cuplu menții aderența. Menții. Deci practic toată puterea pe care poate bateria mare să o dea, o să fie mutată pe motorul din spate. Și probabil estimăm, hai zi tu, că ce putere? 325. Cam pe acolo. Cam pe acolo. Așa zic, o să deci, aibă. Deci, practic, o să delimiteze din soft bateria, exact. Încât că acum e protejată. Și o să-i dea puterea aia motorului din spate. Corect. Și atunci împreună... Împreună, da, o să rupă, o să facă un 5 secunde până la 100. 100%. Ce zici de mânerele astea? Și mie îmi plac. Da. Mie îmi plac că sunt... Uite, adică nu se strică, doar că e senzația ciudată că parcă ți alunecă, nu? Da, parcă ți alunecă. Bine, e aderent aici. E aderent, da. Dar, bă, nu știu, mă, eu am mâinile mici, știi? E un pic mai, mai ciudat. Nu m-am gândit la asta. Da, la mâinile mici trebuie să folosești două mâini, dacă ai o cameră de filmat în mână. Bun, materialele, ok. Te filmezi? Hai, filmează-mă tu. Ia, yeah. Da. Schimbăm. Tot așa cu 1X, mulțumesc, domnul Drive. Și, uite, astea sunt materialele sustenabile. Pentru că avem materiale reciclate la interior, nu peste tot, dar avem, într-adevăr, aici sunt, dar ele par durabile. Ce trebuie să știm? Ele sunt, odată, reciclabile, reciclate, sau provenite din surse sustenabile. Și din ocean. Și din ocean la portbagaj. La portbagaj, atât. Ajungem acolo, da, din ocean la portbagaj. Deci, eu credeam că și asta din interior. Nu. Dar să știi că... Și mie, accesorii. Deci cum accesorii? Ți se pare că arată? Senzația. Vrei să știi ceva? E tare, dar nu e rău, înțeleg? Nu e, asta mi se pare că arată bine, nu zic premium, arată quality. Ia, eu am un test pe care o să-l arăt acum, schimb camera și dau textura, ca să vadă oamenii textura materialelor, o vezi? Bă, ce tare, o să te copiez. Da, chiar te rog. E, și cam așa, aici e moale, da, și se vede. E textura fină, da. Da, și aici la fel, da, cam așa arată. Buzunarele, asta e boala coreenilor, filmează tu, te rog. Vreau să fie mai mari. Ei nu fac buzunare mare astfel încât să pui tu tot ce ai, știi? Îți fac un loc pentru o băutură și aici pentru acte. Cred că o fac așa ca să nu zdrângăne, știi? Posibil. Posibil. O să facem, nu facem acum scaunele, deși sunt mișto și astea sunt făcute din țesături reciclate. Jumătate am înțeles că sunt țesături reciclate la interior. Vreți să spun sincer, mie nu-mi plac scaunele textile în general, dar asta îmi plac. Eu le ador. Da? Le ador, da, eu n-aș lua piele niciodată, uite. Cam așa arată. Textura e foarte interesantă. De obicei arată ieftin textilul, arată cheap. E, astea nu par cheap, absolut deloc. Da? Arată foarte bine, deci pe astea le-aș lua. Eu care nu cumpăr textil, nu-mi place textilul pentru că arată ieftin, le-aș lua pe astea fără probleme. E, și tătierele sunt un pic mai subțirele. O să mergem noi la interior să vedem ce și cum. Pe GT Line ai tătierele alea transparente din plasă de la EV9. Da. Și aia... E o șmecherie. Aia e plasă reciclată. Acolo aia e plasă, reciclată, aia e plasă reciclată. O să vedem și interiorul. E, uite o chestie, dar asta e versiunea cheală. Sunt curios dacă versiunea full are sistemul ăla Smart Park Assist, de-mi place mie. Ăsta nu are. Adică ăla scoți mașina din parcare înainte înapoi? Da. Dar realizezi că e inutil, nu? Nu e inutil. Eu mereu o folosesc. Eu tu vorbești serios? Niciodată nu ies din parcare. Am avut EV9.
Da. Bine, la nu este nimeni din parcare cu EV9, deci... Am avut Tucson, am avut vorbești serios? Sportage. Deci nu există mașină cu Smart Park, Genesis-ul electric. Da. Am mers, nu există să scot mașina din parcare altfel decât cu Smart Park Assist. Ascultă-mă. Este primul om de pe planeta Pământ pe care l-aud că folosește chestia asta. Deci pentru tine, vezi, opțiune care contează. Mie, da. Dacă îmi spui că îmi scoți Smart Park Assist și îmi dai discount 500 de euro... No, dă-mi. Asta e cheia. Hai să luăm rapid și textura de la cheie până nu dă camera glitch. Cam așa. Și să pun de la... Știi? Da. Uite, așa, pare să pun bio. Bio. Pare să pun bio, sincer, nu e, da. Nu e fin, exact. Hai să punem cheia, să nu pierdem. Să te filmez. Așa. Aici, asta trebuie să convingă familiștii. Și atunci, avem nevoie de o ușă mare, o deschidere largă și ușor să pui scaune de copii. Da? Deschiderea, mie mi-a plăcut tot timpul tipul acesta de deschidere, tip ușă de frigider, dar mi-ar fi plăcut, da, la alte mașini să aibă mânerele incluse ca să există o oarecare, adică să nu pară că e un cupe cu dita mai curu. Știi? Ah, ok, tu vrei neapărat să apară... flash-uri. Deci dacă faci de astea, fă-o și pe asta cum e. Și aici au făcut-o bine. Așa. Hai să vedem cum se aude o mașină făcută în Corea. Da? Yeah. Ok. Care e mai... Tu ești mai înalt decât mine. Da? Dar testăm cu tine. Nu testăm, testăm cu tine. Fii atent. Eu îți dau scaunul la maximum în spate. La maximum? Da? Și vreau să intri și să-mi spui cât de ușor intri tu. Ok, 1,80 m. Atât ai tu? Da. Par mai mic. Știi ce zice lumea? Că par mai mare în clip. Deci la 1,80 m. Cu scaunul ăla la maximum în spate. În spatele. Maxim. În spatele. Bine, da? Dar ăla e absurd locul ăla. E absurd, da. Nu. Deci, adică e atât de absurd. Ia filmează asta. Nu, filmează dinăuntru. Fii atât. Deci locul ăsta este atât de absurd de dat în spate, încât eu pot să stau în picioare. Nu pot să cred așa ceva. Deci stai în picioare. Da. Da. Deci stau în picioare. Nu e normal. Da. Deci... Hai să punem scaunul într-o poziție mai normală. Da? Da. Deci cam așa. Aia e poziția ta de condus. Da. Aia. Asta e poziția ta de acum, condus. Și acum, ia uite. Sunt... Uite cât spați. Altceva. E cât în Sportage. E cât în Sportage. 1,80 m. Bă, am văzut că lumea se plânge, dar eu nu văd niciun fel de Sportage. Că tu nu conduci fosile. Ultima mea mașină pe combustie a fost Kia Sportage. Da? Deci am văzut unii că se plâng, nu mi se pare că atingi. Bine, eu n-am nici păr. Ei probabil că ating cu părul, mă. Dacă ai părul și de asta simt, dar eu nu simt. Șampon folosești? Eu nu simt. Tu folosești doar shoulders, că head n-ai. Doar shoulders. Bun, fii atent aici. Lumini? Frumos. E ușa deschisă, dar nu se... Ah, ba da, merge. Ba da. Okay. Merge, dai cu... Avem mâneri, cârlig ai pe partea ta, aici, în dreapta. Că se vede cârligul din stânga, da? Dar pentru hăinuțe, da? Avem. Pentru hăinuțe nu avem, avem mânerul. Stai mai puțin. Păi, ai doar pe o parte? Deci, doar la șofer? Da. Ai. Că doar șoferul își pune sacoul, știi? Pentru că ai unghi mort dacă pui pe partea asta. Nu e bine să pui. Dacă transport sacoul, transporti pe partea șoferului. Pentru că oricum pe geamul ăsta nu te uiți. Dar de acolo, de la șofer, poți să te uiți pe geamul ăsta. Bun. Bine, deci never block the rear. Never block the cock. Așa. Parată plasele. Bun. Vârf de ventilație în standard. Și un spațiu aici, fii atent. Da. Destul de mare. Poți să pui o sticlă de jumătate de litru, da? Plasa. USB-ul, uite, acum dau eu zoom. Două USB-uri ce. Deci locul ăsta e tare, pentru că niciodată nu o să dai peste cablu. Da, nici dacă stai în față, nici dacă stai în spate. Deci eu stau în față și mi-încarc USB-ul telefonul din spate. Știi câte cabluri am rupt la Tesla pentru că are USB-uri aici? Da. Deci trece cineva din stânga în dreapta, pac, și se rup. Podeaua plană. Foarte tare, asta. Și o să trec pe partea cealaltă, stai să stai. Trebuie acolo, că trebuie să arătăm cotiera. Avem cotieră. Cotier, imediat. Atâta, mică. Și ăsta, și bancheta e rabatabilă 64. Cine vrea să dea pauză cu specificațiile? Să se vadă că, da, specificația V3 Air, adică varianta de... Cele patru echipări sunt Earth, Wind and Fire și cu GT Line. Și Captain Planet împreună. Și Captain Planet, da. Ok. Și... Ca să vedeți unde ne aflăm. Aici ne aflăm la Qashqai. Știi că e Qashqai se zice? Ca la Nissan Qashqai? Da, dar așa se zice. Așa se zice, Qashqai. Dar n-are nicio legătură. Și asta e mașina 33. Max Verstappen. 33, deci nu se poate așa ceva. Coincidență? De ce? 3 cu 3 cu... 13 cu 3... Da. Bun, bancheta e moale? Zi, repede. E moale? Da, e moale și foarte confortabil. La fel și scaunele din față. Ei, și aici este pentru... E agățătoare pentru hăinuțe. Da? Da. Poți să spui haina. Da, uite acum realizez. Corect.
Asta chiar e de la mai multe modele de Kia. Nu e de la primul. Și hai să rabatăm și bancheta. Bine, fii atent, aici e un minus. Poți să spun minusul cel mai mare? Da. Am sperat. Da. Am văzut niște videouri pe net că bancheta din spate va fi ca cea din Coreea, adică din se lasă din spate. Uite, fii atent cât de tare se lasă în Coreea. Deci aici vine bancheta. Uite cât spațiu rămâne aici. Distanța între țeava. Aia e fix ca să dai mai spate. Fix ca să dai mai spate. Imaginează-ți cât de culcată e bancheta din spate. Pentru copii ar fi fost senzațional. Ar fi fost. Și o chestie pe care ai demonstrat-o tu involuntar, centura nu ți este prinsă, da? Dar tot au făcut aici o gaură unde să spui tu centura ca să poți să... Ca să nu zdrângă. Drângăne, da. Sau să nu fie prinsă. Bun. Materialele din spate, la fel ca cele din față, nu există nicio diferență. Nu-l avem pe Nelu Ciocănelu cu noi astăzi, că la aeroport vine fără ciocane. Bă, nu pot să cred. Da? Deci asta este. Așa. Hai și portbagaj. Și... Stai, nu, hai întâi spatele, că n-am făcut spatele. Da? Coeficient aerodinamic zi. Hai. 0,26. Da, 0,263. Ăsta este. Ai vrut să-mi arăți că... Da. Da, corect. Așa, antenuța e ok. Al treilea stop de frână, așa. Ei, și spre deosebire de EV6, ce are mașina asta în plus? Parbriz, nu știu. Ștergător. Are ștergător? Da, iată. Băi. Ia uite-l. Bă, da, e bun ăsta. Dar să știi că e cam micuț, ea. Auzi, de cât de loc? Vorba aia. Nemulțumitul lui se ia darul până la urmă. Așa este, da, dar muiet în post magii, vorba aia. Cameră spate, emblema e mare. Deci fii atent, e mai mare ca mâna mea. Așa. Bă, dar îmi place foarte mult emblema cu nou design. Uite cât de bine se încadrează. Da. Adică acum, pe unele modele cheia vechi, logo-ul ăsta nou e cam, cam ciudățel. Știi că la americani se caută ăștia Cayenne Car. Nu pot să cred. Ba, da. Cayenne Car? Cayenne Car, că văd pe stradă Cayenne, că e în întors. Și caută Cayenne Car. Și pe Google există câteva sute de mii de căutări cu Cayenne Car. Că nu probabil știu ce. Că se va rebrandui. Aici în spate, fiecare model în parte are un design diferit la aceste elemente. Deci GT Line-ul, a fi acum. Credeam că fiecare mașină în parte. Nu. Cum era? Cum era, ar fi fost ceva special. Reflectoarele și aici e ceața. Observ că ceața e trecută în spate și marșalierul e... Nu, marșalierul e aici. Dar... Senzorii? Bă, dar fii atent aici. Ia dă-i o semnalizare. Are bec. Versiunea GT Line are LED. Matrix LED-urile au LED. Asta de bază are bec. Are bec, dar vezi ce mascată e de... Ce mascată e, da. Aia are LED și mergem și arătăm și la aia. Da? Da. Că trebuie să arătăm oricum portbagajul, știi? Așa, hai să-i dăm... Portbagaj? Te rog, mersi. Cât tractează, mai ții minte? 1100, 1200, nu mai știu. Dar tractează. Da, tractează. Asta este... Așa. Bun, ăsta e portbagajul. Cu un deget l-am ridicat, nu e electric pe versiunea asta. Copertina este, da, despărțitoare sunt, dar bine, trebuie să tragi mai tare de el. Trebuie să scoți întâi podeaua. Păi da, dar nu înțeleg de ce au făcut chestia asta. Înainte, la sportici, da, puteai să dai asta jos de aici și să o pui aici. S-o pui aici, cred că acum nu mai poți. Gata. Deci asta eu cred că poți. Eu cred că poți. Eu cred că poți. 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 Ok. Da. Și acum, pentru că sunt bagajele mele aici, dăm pauză și mergem la mașina cealaltă ca să arătăm portbagajul. Era deschis portbagajul întâmplător, era deschis pentru noi. Ia, sunt curios. Deci, ambele butoane și ăsta de deschidere au ambele funcții. Da, hai să nu mai închidem că n-are rost. Și avem grilajul opțional. Deci, fii atent, o faci auto-utilitar și plătești impozit mic după aia. Știi? Doar cu grilajul ăsta de aici. Da, ce doar frumos. Cu grilajul ăsta de aici. Care intră în... Da. A, și cu niște, uite, fii atent cum se montează. Are un șurub. Aha. Și apoi îl tragi, vezi? Îl tragi, da. Deci, ăsta este cablu domestic. Domestic Type 2. Și ce faci? Ce faci cu Type 2? Îl scoți din cutia asta. Cutia asta o păstrezi la tine în casă și ăsta îl bagi în franc. Pentru că uite că știu cât spațiu ocupă. Eu aș folosi asta pentru echipamentul meu de filmat. Da, uite, pentru echipament de filmat. Bun, asta este. Uite. Ocean Cleanup. E un cod QR pe care cred puteți să-l scanați. Cred că e un ONG sau ceva care Ocean Cleanup strâng plastic din ocean. Da, pe care noi l-am văzut. O să iau un cadru, poate, și pentru editor cu plasticul din ocean. Arată oribil. Arată oribil. Deci da. Zici că au luat toate mizerile. Eu nu știu cum de iese produsul ăsta la final. E 40% reciclat aici. Și, ok, după aia podeaua falsă. Max load 60 de kg. Acum 2 ani puteam. Acum nu mai pot. Să stau, am înțeles. Că m-am îngreșat. Și aici loc pentru... Ăla-i cablu 100% domestic. Și ăsta, ăsta ce e ăsta? Hai să-l arătăm. Că imediat pentru profesioniști. Vehicle to load. Vehicle to load. Adică bagi în cablu Type 2 într-o parte, în mașină, da. Și în partea asta în alta
tragi așa în jos, deci apeși pe lateral, tragi și ai priză. Și ai priză. Apeși pe buton și 3 kW scoți din bateria mașinii. 3.6 da? 3.6. Peste 3. Peste 3, oricum. Deci am arătat vehicle-ul lor și mai era acolo ceva. Mai era acolo ceva. Volumul portbagajului 460 de litri, trebuie spus. Tire Mobility Kit. Ah, ok. Asta, asta bagă la tine acolo și îl bagă în geantă. Îl luăm acasă. Îl luăm acasă? Da, da, da. Bine, asta, hai. Da. Gata, mergem? Stai. Închidem portbagajul. Nu mai închide, lasă-l deschis. 460 de litri. În clasa asta, la electrice, mai rar găsești 500. Și trebuie să menționăm că mașina asta nu concurează cu, nu concurează cu așa. Tesla Model Y. E o mașină un pic mai micuță. Apropo, e mai mic. Trei concurenți ale mașinii astea. Smart Hashtag One, care nu se aduce în România. Sau se aduce? E unul. E unul. L-am condus, deci, l-am condus. La propriu este un concurent. L-am condus, da. La Volvo EX30. Volvo EX30, dar Volvo EX30 e mult mai mic. Și în spate. E mai mic. Da. Și peste tot, materialele e cu 10 cm mai mic. Sunt discutabile, deci eu cred că stă mai, dar este mai lent decât EX30. EX30 e o mașină rapidă. Da. Am văzut că au accelerații mai bune. Da. Și mai erau cu Renault Megane, dar totuși e o mașină mai mare decât Megane. La lungime, la lungime este un pic mai mare. Da. Dar gândește-te că la Megane n-ai. Hai că o luăm după aia. Cotier în spate. Hai o luăm după aia. O luăm? Da? O luăm după aia, da, luag-o acolo. Hai, când plecăm, mergem la aeroport, o șutim drept. Ca să nu mă car cu ea până atunci. Să mă car cu ea până la filmare, da. Ok, aici mai avem bicicletă Kia, portbagaj Kia, bare transversale Kia, da. Deci totul de la Kia, din catalogul lor de accesorii. Mereu la evenimentele astea e câte o mașină cu toate accesoriile pe ea. Da, știi? Foarte frumos. A, și astea sunt, uite, vezi? E capacul ăsta aerodinamic aici, ca să nu se vadă prezoanele. Și... fii atent, discuri ventilate pe spate. Și da. Cum o dai asta jos? Ai, un, ai o cheiță, cheiță, da, o cheiță pe și... care o pierzi și nu mai dai niciodată jos. Așa. Mie îmi place stilul ăsta de, da. De jante. Ok, hai să mergem acum la interiorul versiunii chele și... sau dacă vrei să o vezi și pe asta. Hai, foarte cadru, rapid. Un cadru, un cadru rapid. Rapid. Pentru că, uite, aia e importantă, trec eu pe partea cealaltă. Trec tu pe partea cealaltă și după aia mergem la versiunea cheală. Asta e versiunea premium, măsuță care iese în afară, mm-hmm. Da? Și aici n-ai nimic. Nici nu știu de ce mai ridici chestia asta, că putea să stea mereu jos. Adică, de ce ridic? Ca să... de ce, în fine, asta putea să stea așa și poți să faci așa ca să spui, nu știu, laptopul, da. Pizza, spuneau ei, pizza, da. Wireless charger aici, pizza. Pe care oricum eu nu îl folosesc aproape niciodată și cam atât. Și uite, și-mi place și LED, cromatica. Bandă LED pe bord. Da, lumini ambientale, scaune încălzite, ventilate, ceea ce nu am avut la versiunea cheală, da? Deci, doar încălzite. Doar încălzite, dar unde-i butonul? Nu știu unde e, dar sunt încălzite. Dacă stai mai mult și te freci așa de ele, se încălzesc. Se încălzesc. Hai să -mi curios unde e butonul. Hai și la versiunea cheală. Bun, hai să luăm loc la interior. O să căutăm și butoanele pentru scaunul încălzit. Frâna de mână electrică e aici. Înălțimea farurilor, pentru că n-a sunt farurile cu LED normale. Stai să le arăt eu rapid. Da? Și reglajul scaunului. Textura ați văzut-o. Aici avem... aia, cutia de siguranță și volanul este cel pentru versiunea cheală. Versiunile sportive au volanul ăla în 3 spițe, mi-e place mai mult ăsta. O să vorbim despre mai multe la condus. Camera, ce se uită la tine să vadă dacă ești sau nu atent și acum îți dau ție camera. Aici pui cheia în cazul în care la nu ți este recunoscută. Luminile la interior. Observăm că nu mai avem materiale alea textile care am avut la versiunea de top, nu avem LED-urile și nu avem scaunele încălzite pe partea asta. Și uite ce e aici, versiunea asta nu are oglindă, oglindă electrocromă, știi? Dar ia fii atent aici, asta e tare, deci în viața mea nu mi-am văzut toată fața în oglindă, exact. În viața mea, într-o... deci eu pot să-ți văd toată fața pe filmare fără, da? Să fiu chiar în cadru. Și uite, ți apare aici L, left shiro aici, două săgeți. Ce înseamnă două săgeți? Mamă, ce-am crezut că-mi dau în cap. Uite, vezi? Da. Da. Deci parasolul se extinde, ceea ce este de apreciat în clasa asta, că nu o să găsești. Volanul se reglează, știi, iată, mie mi-ar fi plăcut să dea un picuț mai jos, dar știi de ce nu se dă un picuț mai jos? Că altfel blochează vizibilitatea la ecranul tabloului de bord. Ma, ok. Schimbătorul este aici și aici e un buton de EV. Ăla e butonul de start, mă. E butonul de start, ai oprit mașina. Avem și animație, ce frumos. Avem și aminație, da. Ok. Așa, volan în două nuanțe, indiferent de versiune, da? Aici nu e atât de evident. Nu este atât de evident, așa, mă, este musă prin clima asta, ca la păcănele. Jbang, uite, astea, geniale, geniale, plus asta de volum, da? Și așa, dai pe mut. Dar, butoanele de climatizare, mă bucur că le-au pus
aici. Curie de ventilație mari. Zici că fac parte din design, asta îmi place, vezi? Păi nu sunt butoane, adică nu, nu sunt niște butoane care să-ți iasă în, da, să sară în ochi. Uite, versiunea fără măsuță arată așa, ceea ce mi se pare un pic mai utilă. Vezi? Cu tot cu despărțitor. Asta e al doilea lucru mai tare pe versiunea de bază decât pe versiunea GT. Da. Și camera. Și camera spate, cam apărat. Camera. Hill Descent Control, Auto Hold, senzor de parcare. Intrăm și la infotainment rapid și scurt. Și încă o dată, versiunea de bază. De bază, referent. Capitonaj cauciucat. Îmi place culoarea, îmi place că e albastru. Da? Celebrele suporturi de pahare de la Hyundai Kia Genesis cu VUM push, da? Trebuie să le dai pe slow motion. Capitonaj și aici. Vizibilitatea, parbrizul, mi se pare un picuț scund, părerea mea, dar nu ar simți nimic la capitolul vizibilitate. Astea sunt padelele cu iPad-ul sau fără. Uite, dacă dai așa... Ah, ok. Trebuie să fii în drive. Să... Logic. Să poți, da, să te joci cu regenerarea. Ăsta seamănă volanul cu EV6. Știi că EV6 facelift. Cred că EV6, nu? Da, 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 EV6 facelift. A primit și el volanul ăsta. Nou. Ah, ok. Da, care are spița asta în plus. Iar, da, da, volanul de la GT Line? E volanul de la, de la EV9. EV9. Și acum și EV6 a primit volanul de la EV9. Ok, hai să arătăm scurt niște informații, ce primim pe aici, niște consumuri, niște 14,4, mă? Nu, m-am jucat eu puțin mai devreme, l-am dus la 13 și mașina asta de 3 ore pornită. Ai uitat-o, adică, pornit! Exact, am lăsat-o cu motorul pornit. Exact. Deci, ok. Dar simți, totuși, uit, remarcă acolo ce spune, autonomie maximă. Autonomie maximă, 698 de kilometri. Dacă... Cu 92%. Da, dacă mergi în oraș, cu ultra-regenerare, cu whatever, știi? Bă, dar, da, totuși. Da, totuși, da. Așa, avem aici un ecran suplimentar pentru comenzile climatizării. Ceea ce înseamnă că mereu vei avea comenzile climatizării la îndemână. Știi ce cred eu? Eu cred că asta are scaun încălzit. Nu are? Eu așa cred. Păi dacă nu e aici... Da, hai mergem la home. Da, la home. Pe steluță am pus eu, apropo, e feedback haptic la butoanele astea. Pe steluță am pus eu Apple CarPlay-ul, doar că nu e niciun telefon conectat la ora actuală. Nu este, uite, dacă duci la climate. Unde e? La climate. Astea cu 3 nu mai au meniu de climate. Alea care au două ecrane aici au meniu de climate. N-are scaune încălzite la versiunea de bază. Na, găsirem ceva. Eu credeam că are și scaune și... Nu, scaunele sunt aici. Ok, și, da. Deci n-are, trebuie să pună un butoar. Uite un SID. Ok. Uite, ok, SID. Da. A, așa. Ecranul pentru sistemul de climatizare. Da, poți să și extinzi sistemul de climatizare. Uite-l, mă. Exact. Uite, îl are, dar trebuie să apeși pe plusul ăsta aici. Știam de la EV9, dar am uitat. Da. Și da, nu avem aici scaune încălzite. Deci astea sunt... Ok. Și ai un split screen cu ăsta. Așa, deci la home, widget-uri, simplu. Merge bine. Apple CarPlay, Android Auto, full screen, dar n-am eu cablu la mine. Și ce mai e? E wireless. Știu că e și wireless, dar eu folosesc doar cu fir. Și la fel. E, vezi? Alt lucru pe care le avem în comun. Phone projection calendar settings, sports weather, Kia CarPay. Asta înseamnă, asta e mișto, că poți să plătești din mașină. Parcări, da, parcări și alte alea, poți să plătești... Și eventuale opțiuni de software de la third party, cum spuneau. Adică nu opțiuni de tipul scaune încălzite, au și zis. Da, ca la BMW. Ca la BMW care te pun, a făcut mișto. Aia a fost. Și bun. Mai e o chestie foarte tare la asta, nu știu cât de tare e sau nu, ci că dacă te duci în Kia Connect, poți să cumperi funcții extinse pentru regenerare. Dar nu știu ce funcții. Nici eu. Care sunt tare. M-am gândit, pentru că asta, care e bază, are cea mai tare funcție de regenerare din start. Deci n-ai nevoie ce să cumperi altceva pe, nu știu, pe ele. Sau posibile opțiuni de software care vor fi activate mai târziu. Cine, da, știe? Sau așa. Eu cred că, de exemplu, uite, fii atent. Outer Space Communication. Astea sunt sunetele. Uite, City at Dawn. Sistemul e normal pe versiunea de bază, dar nu se aude rău. Nu se aude rău, așa este. Îi lipsește puterea și basul ăla. Exact. Dar e clar. Dar e clar, totuși, da. Harborings of Spring. E plăcută, mă, foarte plăcută mașina. Moment of Meditation. Vreți să facem și o plimbare? Facem, imediat. Okay. Și o să vedeți la proba de condus și CarPlay-ul care e full screen și arată foarte bine. We are live. Fii atent. Filmează-mă că tot suntem live aici, că uitai să filmezi o chestie. Fii atent. Da? Ușa e tablă și capota e aluminiu. Că nu se lipește magnetul de el. Și portbagajul e material compozit. Da? Nu! Portbagajul e tablă. Du-te, puii mei. Te cred pe cuvânt. Păi, se vede pe camera mea. Se vede pe camera mea.
Știi? A, deci okay. Fii atent. Na, portbagajul e tablă. N-aș fi crezut în viața mea că portbagajul e tablă. La toate mașinile acum e material compozit. Vreau să spui oamenilor unde mergem acum. Mergem în cel mai vestic punct al Europei. Da? Cel mai vestic punct din Europa continentală. Ok, hai să mergem cu Kia EV3. Da. Uite, e un drum destul de denivelat pe aici. E un drum foarte denivelat, da. Avem MacPherson pe față și avem independentă pe spate, pentru că vom avea versiune cu tracțiune integrală și au pus multilink pe spate, dar au pus și amortizoare FSD-uri din alea, Frequency Selective Dampers, care sunt niște amortizoare adaptive pasive, nu active. În funcție de frecvența suprafeții de rulare, se modifică tăria amortizoarelor. Și alea sunt gen 3, gen deja au compactat super și mai mult, da, și mai au și bucșe din acelea hidraulice, care și ele mai amortizează și mai mult. Mai avem și anvelopele cu balon gros, da, care și ele mai amortizează. Și practic mașina e super confortabilă. I-a deci, spus că au îmbunătățit uite, cu cât? Mam, copii, nu știu, cu da, mult au îmbunătățit. Au îmbunătățit cu un decibel, care nu pare mare lucru, dar să știți că scara decibelilor este logaritmică. Este logaritmică, da. Deci 2 decibeli înseamnă o dublare a ceea ce... a pasului anterior, ca să spunem, da, așa. Deci un decibel au zis așa, că înseamnă îmbunătățirea zgomotului interior cu 20 ceva la sută. Wow. 20 da. Ceva la sută și e semnificativ. Și am uitat să spun, uite, că avem chiar și pe varianta de bază, avem geamuri duble. Da, mă! Deci nu m-aș fi așteptat la... Uite, un Mini Cooper de la plug-in hybrid. Ia uite, bă! America, asta... mă! Deci fii atent, tu spuneai ieri că dacă, uite, oprește un pic, dacă vă uitați foarte atent în depărtare, da, se vede Statuia Libertății. Libertăți. Dar trebuie să faci din ochi așa să-i... Trebuie să, da, sunt trei lentile ca ale mele. Exact. Suntem pe, în zona, să zicem, cea mai estic, cea mai vestică a Europei continentale. Da. Iar punctul cel mai vestic e puțin mai în față, dar asta este coasta. Arată foarte frumos pe aici. Da. Ia să vedem. Deci, bă, pe Eco, ia merge bine. Deci, fii atent, consum. Nu vine să cred. 7,5. Crescu acum la 9,8, că plecai de pe loc, da. Uite, avem un EV3 în spate. Da. Deci, fii atent. Închidem toate geamurile. Da, ok. Mașina e silențioasă. N-ai ce să-i ceri. Hai să-i dăm în limita legală. Dăm, nu kickdown, dar îi dăm blană pe Eco. Bă, îmi spuneau ce răs mai repede, mă, de 7.5. Zici tu? 100%. Deci asta pe Eco. A plecat prea repede. Hai pe sport. Hai să vedem pe sport. Că normalul e inutil la orice mașină. E ori Eco, ori sport, da? Iată aici. Reacționează mult mai repede. Da. Mai dă cu capul de tetier. Da? Așa. Pe parte, deci îmi plac padelele astea la nebunie. Faptul că pot să regenerez cu mâna, da, exact, pot să frânez cu mâna, mi se pare foarte tare, pentru că la o mașină termică, da, da, ce se întâmplă mai exact? În momentul în care îi dai inferioară, ai frână de motor și atunci mașina începe să încetinească și este exact pe același principiu. Și ai și eu un control foarte bun al mașinii. Da, pe frână pe de frânare, motor, da. Și pe frâna de motor la mașina pe combustie, dar și la regenerare la mașina electrică. Așa este. Da, e controlul mai bun. Controlul mai... De asta când mergi sportiv, exact, mergi cu regenerarea la maximum. E, pentru exact că soliciți frânele mai puțin și mai și regenerezi curent. Uite, bă, ce viața au oamenii ăștia, bă. Nu știu, imagine. Da, e superb. Superb locul. Am un EV3 în spate, nu știu ce să fac cu el, adică vreau să pun o frână, știi? Și mie că facem un EV6 din două EV3-uri. Știi? Deci nu trebuie să facem. Un pic mai în față, mă duc eu un pic mai tare. Deci fii atent. Gata, cum se simte zbura, cum se simte pedala de frână pe zero regenerare, da? Mă. Băi, băiatule. Da, și n-a fost, uite, Macan. Macanul nou electric. Se simte mult mai bine decât la EV6 pedala de frână, e mult mai bine modulabilă. Pe regenerare, acum e pe auto, stai, okay, dau level 3 cu iPedal. Ok, level 3 cu iPedal. Vezi că e fază lungă? Nu am. Gata. Așa, așa, level 3 cu iPedal, stai să-i mai dau un pic, că iar e EV3-ul la spatele meu. Așa. Da? E mai sensibilă pedala de frână, se simte mult mai sensibilă, pentru că în momentul în care tu apeși, deja frânezi, și în momentul în care tu apeși pedala de frână, intră frânarea fizica a mașinii, mecanica a mașinii, știi? Și atunci se simte un pic, dar tot e ok de modulat. Și
Hai să testăm și iPad-ul. Oricum, mașina accelerează și pe Eco. N-ai deci pe Eco e cea mai rapidă mașină de pe șosea. Da, nu da, există... în cele mai multe cazuri, da, da. Așa, da, și fii atent aici. Hai, level 3, iPad-ul. Da? Dar se oprește de tot, te încurcă ăla din spate. Eu zic încurcă ăla din spate. Stai, că o facem și pe asta, cumva. Aici, în zona asta, uite, sunt niște valuri foarte mari. Acum câteva zile s-a bătut recordul mondial de surf pe cel mai înalt val. 28 de metri. Bravo, bravo. Băi, ce nu înseamnă... te așteptai, mă. Nu mă așteptam, nu mă așteptam să știi. Deci... fii atent. O să zic că nu da, cam, uite aici. One pedal. Și dacă nu ține, intrăm în... S-a oprit, zice stop, da, dar fii atent aici, fii atent, da, uite-te aici la piciorul meu, da, la uite-te aici, da, apăs pe frână, și unde e autohold a intrat? A după. Intrat autohold, auto-hold da. Da, deci ea o ține din regenerare, unde se duce mă ăsta ea? Ăsta e al nostru? Nu cred. Nu, dar pare că știe. Uite ce e aici, bă. Vai de capul meu, uite spring-ul. Na. Ce? N-ai voie să pui în video de la Kia Spring. Bă, e Spring de la... Bă, dacă faceți EV6, chiar e o problemă. E Spring? E Spring Cargo! Fii atent, e Duba de la Spring, vino cu să o vezi. Vino cu că n-a prezentat nimeni niciodată chestia asta. Premieră mondială. Deci fii atent, că la noi nu se vinde așa ceva. Vino cu să vezi. Dacia Spring Cargo. Bă, o recunoscui? Și de ce veni aici? După table, după capace. Doar Spring are capacele astea. Doar Cargo are capacele astea. Hai să vedem. Vezi, n-are banchetă spate și e doar portbagaj. 95% încărcare. Ia uitați ce bucuros e. Are 35 ce de om bucuros că a văzut un Spring Cargo. E prima dată când văd un Spring Cargo. Doamne, și știi cum îl mai recunoști? Nu are bandourile laterale. Corect? Nu are ălea. Nu are, nu bă, are... n-are nimic inutil. Inutil. Da? Uite mă, cum îți place ție, mă, jante de tablă. Pe 14 cu capaci. Da, ia. Oglinzile nu au niciun sticker nou pe ele. Și nimic. Este culoare albă. Ai văzut vreodată un Spring alb? Bă, nu. Este oare? Sunt. Dar sunt puține. Da. Mamă, cât de tare este. Vai de capul meu, Spring Cargo. Vai cât de tare este. Ha! Și uite ce frumos acum. A, peisajul nu-l văzusem. Bă, cum e posibil să vezi Spring-ul Cargo și nu vezi imaginea asta? Vai de capul meu. Uite știu cum e direcția. Vezi ceva, e un pic grea. Mă așteptam să fie mai ușoară, dar așa e la toate electricele de la Kia. Nu știu de ce. Mie îmi place. Mi se pare destul de precisă. E precisă, da. Și suspensia e mai, vezi, e mai dură puțin. Adică e mai fixă, nu știu cum să, nu mi se pare că se lasă foarte tare. Nu se lasă, nu, asta, da, ruliul e exagerat, da. Bine, ai și structura Simviș, centru de greutate coborât. Da, uite aici, merită să întorci. Dar... ia, hai după tirul ăla. Transportezi? Nu, e un restaurant acolo. E restaurant? Poate. Și care e problema? Nu puteți să întoarce, n-au șansă giratoriu. Hama. De unde știe că nu? Trebuie să mâncăm aici. Hotele, restaurante. Și... cum poate să arate restaurantul ăsta, hotelul ăsta? Da, deci direcția e precisă. Să știi că nu e la fel de rapidă cum e direcția de la Renault-uri, dar nici nu vreau să fie la fel de rapidă cum e aia de la Renault. Mi se pare un pic prea nenatural de rapid. Prea sportivă. Da, prea nenatural. Asta e mai naturală. Ce am zis și în clipul tău și acum, vezi, am zis în clipul tău și acum eu țin minte că am zis. Dar de fapt pe clipul meu n-am zis și trebuie să zic. Dacă volanul e subțire în zonele, da, sus-jos și aici e mai gros. Mi-ar fi plăcut să fie mai subțirel mereu. Toate volanele noi de Kia sunt un pic prea groase pentru gusturile mele, știi? Pe acolo te-a să iei. Hmm? Pe acolo te-a să iei. De unde știi? De unde știi? Cine mi-i interzice? Mie mi-ar fi plăcut să fie cum e în părțile laterale, adică gros. Nu, îmi place subțire. Uite focul RS. Cu volan pe dreapta. Cum e posibil să vezi doi oameni și părerile sunt diferite? Băi, uite ce frumos arată locul ăsta. Da. E mișto, fortaleță. Guincho. Și ia uite aici, ceva extraordinar de rar. Varianta Seat de la Volkswagen Lupo. Seat Arosa. Arosa, da. Arosa, mor după ele. Mor, mai aș lua un Arosa mâinile. Dar vrei să știi ceva?
Arosa a existat înainte de Lupo. Și Lupo este de fapt a doua generație de Seat Arosa. O vezi? Asta o văd. Nu a existat niciodată Lupo. Și stai puțin. Da. Și aici văd stații de încărcare. Așa, nu doar cred. Punctăm. Unde? Ba, da, veniți, o să te tai doi. Hai. Păi, dar de ce doi ori, nu? Îs doi ori și de la hotel. Da, da, categoric. Două ori, da. Doi ori. Da. E frumos, vezi? Destination și ce spune? Destination Porsche charging. Destination Charging. Exact. Adică face parte din rețeaua Porsche, Porsche pentru... Da. Pentru că ăsta este hotelul ăsta, tot dacă ai Porsche, îți permiți să stai. Exact. Cu toate, uite, vezi pe ăsta cu Arosa? Da. Bă, sau fi doar o fi staff. Nu știu. Dar eu îmi iau un Arosa prima generație, eu îmi iau. Pentru că sunt atât de rare. Lupo a fost făcut pentru că Seat deja avea Arosa. Știi? Și bine, acum știi cum e, sunt atât de rare, știi? Într-adevăr, îți iei Arosa că nu poți să ții, de exemplu, un 911 foarte rar, înțelegi că să... Da, înțeleg. Ah. Sunt foarte multe mașini rare. Mm. Rolls-Royce are niște modele foarte rare. Foarte rare, exact. De da, ce să nu luăm din alea? Am văzut Bentley sedan ca coupe odată, care a făcut 12 bucăți sau ceva. Deci 6 bucăți. Uite una din aia să ții. Da. Dacă vrei să fie rară. Da. 218D. Uaa! Ce tare! Ce realitate! N-am văzut multe doiare cabrio 218D. Fii atent. Șezutul la scaune e un pic prea lung pentru picioarele mele scurte și asta e valabil la toate electricele Kia. Un pic prea... Deci, e prea lung? E prea lung pentru persoanele ultra scunde ca mine. Da. Dar partea bună este că este curbat aici, da? Și cât de cât îmi găsesc poziția. Altă chestie, da? Ai foarte multă susținere laterală la scaunele spate. La versiunea de bază nu ai suport lombar. Bine, nu mă deranjează că eu nu folosesc suportul lombar niciodată, doar la minim, știi? Da. Dar da. Ai airbag central. Cumva... Nu știu cum să zic. Stau bine în scaun. Mi se par super confortabil de scaune. Și sunt destul de pretențios la capitolul ăsta. Și eu sunt pretențios la capitolul ăsta. O chestie, spre exemplu, eu aș fi stat cu scaunul mai pe spate, da? Dacă stau cu scaunul mai pe spate, nu pot trag volanul suficient de mult. Ceea ce înseamnă că eu trebuie să stau un pic mai drept decât aș sta în mod normal la alte mașini. Dar asta pentru că sunt eu de așa natură încât îmi place să stau un pic mai pe spate, așa stau un pic mai confortabil, știi? Dacă mă uit acum la tine, asta este poziția aproape corectă de condus. Poziția corectă a mea de condus e asta. Asta e poziția exact. Acum, da? Exact. Că e mai corect să stai mai aproape de volan decât să nu ajungi la pedale de roc, știi? Adică mai bine te lovește airbag-ul decât să nu pui frână, știi? Cam asta e. De asta Silviu Toma mi-a zis-o, nu eu. Da, da, da. Da, ok. Bine, i-au gândit mașina ca să fie în poziția corectă să stai. A. Categoric, dar nu cred că a gândit nimeni poziția să ai, nu cred că a gândit nimeni scaunele astfel încât să ai poziție de BMW, știi? Exact. Deși, fiind subțire aici. Exact, e numai bine, e vezi? Numai bine, da. Hai că stă bine. Da, este. Îmi place mașina. Dai seama că... Dă-i pe 22. Eu îi dau 22. Așa. Aici e modul. Da. Ce frumos. Și uite, ai și Eco Normal Sport, My Drive, personalizabil și mod Snow. Adică îți limitează cuplul astfel încât să nu învârți roțile în gol când aderența este scăzută pe zăpadă și pe gheață. Știi? E un control al tracțiunii ceva mai avansat. Dar... Bine, dar eu cred că varianta Snow te lasă să patinezi. Nu, oare nu te lasă să patinezi? Ca un fel de SP? Nu, eu cred că nu te lasă să patinezi. Nu? Nu. Trebuie să testăm la iarnă. Merge la Cătălin. Hai ca să spun, la Tesla Snow Mode am descoperit și eu. Eu mi-imaginam că face ceea ce zici tu, dar la curse am activat Sleep Start. Sleep Start care îmi spune ca să ieși din zăpadă, da. ca să ieși din zăpadă, din noroi, practic îți permite să patinezi. Da. Roțile. Dar nu e același lucru corect cu Snow Mode. Nu e același lucru. Fii atent. Și hai, că tot ne apropiem de final, hai să testăm un pic și pilotul automat. Da. Apropo, dacă vrei să dezactivezi lane assist-ul la Kia, ți-a apăsat pe ăsta. Dar dacă vrei să activezi lane centering, apeși odată. Și cum o hoc că nu e. Și dau mode.
și se activează. Da. 50, hai 50 de km la oră, distanța mare. Avem aici 4 distanțe diferite și mașina conduce singură. Limita de viteză e 90, hai să creștem limita de viteză. Așa. Și ea singură și virajele? Da, cum să nu? Fii atent aici. La cheia e cel mai tare sistem, să spun și de ce. Da? Nu încercați asta acasă, copii. Noi suntem șoferi profesioniști pe un traseu închis și... Exact. Așa. Și vedem pe domnul. Keep your hands on the steering wheel. Da, fii atent aici. Uite de ce fac eu. Țin butonul pe ăsta, da? Da. Țin mâna pe butonul de activare pilot automat. Da. Știi? Și ești în viraj. Sunt în viraj. Bă, da, să știi că ține foarte bine banda. Extraordinar de bine. Bine decât la Tesla. Da, cred că mai bine decât la Tesla și bine, fii atent, fii atent. Și la toate celelalte sisteme, la toți producătorii, nu mai poți să reactivezi chestia asta. Take control of the vehicle. Ai apăsat încă o dată, s-a activat din nou. Stare. Nu mai trebuie să mai faci nimic. Da, da, fii atent. Uite. Da, e capacitiv, nu e rezistiv. E, da. De data asta nu mai trebuie să mai miști de volan așa. Simplu fapt că o atingi. Da. Atingi puțin volanul, gata, el știe că ești acolo. Da. Exact. La Tesla să știi că e enervant, că trebuie să fac mereu așa. Da, mereu e. Căci că cel mai bun sistem, bla bla bla, nu mai e, să știi. Nu. Poate au self-driving-ul foarte șmecher, dar pe pilot automat de bază cu menținere de bandă, Tesla nu mai e mare sculă. Adică... Și e plăcut că, uite, volanul este cu senzor pe el și îți permite să faci... Da. Cred că e ce trebuie să faci aici? Stânga. Da, nu aici. Am greșit. Mi-am calculat greșit posibilitățile. Hotel, restaurante. Mamă, deci cu EV6-le ne oprim să facem niște poze. Nu, obligat. Obligado. 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 Da. Ia. Ui! Nu poți să fii că ai nevoie de mai multă putere de atât. Știi? Nu, n-ai nevoie. Oh, ce bun e drumul ăsta de testat suspensie. Da, foarte bun. Așa. Ia, hai că îi dau. Fii atent că îi dau. Bă, da, uite ce bine stă. Uite ce bine stă și eu îi dau acum, adică nu te nu bă, ne jucăm. Grijă. Uite-te și tu, uite de nivelare. Uite de, na, uite-te. Uite aici. Uite, hop, hop. Foarte bună suspensie. Foarte bună. PSD-urile astea aș fac treaba. Le-au pus opțional și pe BMW seria 1. Și cu balonul mare. Și cu balonul mare, da. Bă, și multilingul pe spate. Ce? Bă, dar cum e drumul ăsta, mă? Cum e posibil să existe drumul ăsta pe aici? Cum adică? Ăsta e, ăsta e Bercen. Bercen de Lisabona. Doamne ferește. Uite. Cât a fost driving, cât a fost climate, cât a fost battery chiar. Precondiționare și alte din astea. Foarte importantă informația asta, că te ajută să înțelegi mașina. Te ajută să înțelegi cât consumă sistemele. Exact. Și de ce consumă iarna mai mult, de ce consumă vara mai mult. Aceu, prerăcire și alte... Putem să facem un întreg podcast pe tema asta. Și acum dreapta sau stânga? Dreapta. Pentru că încălzirea se calculează la ore, da? Consumul se calculează la kilometri. La kilometri, exact. Și atunci dacă tu mergi în oraș, faci 100 de kilometri în 4 ore prin oraș pentru că mergi încet. Da. Ai 4 ore de încălzire. Da. Dacă faci 100 de kilometri în afara orașului, ai o oră de încălzire. Da. Și atunci ok, consum mai mult pe driving, dar economisești la climate. Așa este. Și aici e foarte important. Te ajută foarte mult să știi lucrul ăsta și informațiile astea erau și pe Kia Soul 2017. Erau. În afară de battery care. Asta deci da. Nu exista informația. Dar n-avea preîncălzire. Nu, n-avea prea. N-avea prea încălzire, și de-aia. Aici. Ne-a oprit poliția. Ok. There? Thank you. Ciprian, sper că te-ai distrat cu mine la acest eveniment. Îți mulțumesc. Cât de cât. Vreau să știe lumea că îți mulțumesc că ai vreau să știe lumea că îți mulțumesc că ai participat în clipa alături de mine și îmi pare rău că ți-am spart mufa cu un pumn mai devreme. Nicio problemă, sunt ok. Tot regulă. Gata. Ciprian, EcoDrive, abonați-vă și la el, are și el un clip acolo, m-a scos din clip, că na, așa fac prietenii, știi? Dar abonați-vă, urmăriți și clipul lui, că na, el cu asta se ocupă, cu electrice, el e bossul pe electrice. Dați un like dacă v-a plăcut, abonați-vă și mulțumesc pentru atenție. Mașini cu Lucipopa, zi. Se termină. Se încheie, dar mă rog, merge și așa.